Ne-am sculat, e un dezastru în cameră, că noi dimineața când ne îmbrăcăm facem o nenorocire. Și andiamo și mergem la școlii, că Mateo s-a uitat la Kung Fu Panda. Merge la școală? Da. Hai, că astăzi e și târgu și o să fie un dezastru de trafic. Mateo astăzi are o teză de făcut de antologie. Antologie, cred că e literatură română. Da, literatură. Era să dau gust o mașină. Și ai învățat Mati? El nu învață, pentru că zice că, de fapt, nu învață la italiană. La italiană zice că e materia lui preferată și nu are nevoie de învățat, pentru că știe tot. Într-adevăr, îi place mult și nu are dificultate, nu are probleme. Și tocmai a trecut o mamă cu copilul, fără să se uite. Doarme în picioare. În dimineața asta e toate nebune. Iată și trafic este, pentru că azi este târg lângă noi aici. Și avem trei școli și târgul. Vă dați seama ce nebuneală este. Uite, deja de aici se oprește. În dimineața asta sunt obosită moartă, moartă. Că ieri am terminat ultimul examen de la facultate și astăzi sunt așa così, così, cum sunt, Mateo? Îmi trimiți un pupic? Mi dai un pupic? Te iubesc. Ha? Și tu? Ce ești trist? Ha? Ești trist? Și uite așa, astăzi trebuie să mă duc și până la un birou, la tocmărie. Și mă strâng. Mai dăm și câte o precedență așa la prioritate, în precedență. Câte o prioritate la câte un nene, că în Italia sunt toți nervoși și foarte puțină lume e gentilă la volan. Se enervează, țipă, claxonează. Eu nu sunt așa, nu mereu. Bineînțeles, dacă găsești moșulică la care mai în ora de vârf, când e traficul cel mai mare. Mateo, oggi in ce mercato? Nu e târgu astăzi, nu e miercuri azi? Nu e miercuri astăzi, păi și de ce nu e târgu? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat de ce nu-i târgu astăzi? E bine, mai bine, pentru că ajungem mai repede la școală. Și despre ce vorbeam, Mateo? Nu mai știu. Spuneam că în Italia sunt mereu nervoși și nu dă precedență și nu te lasă să treci și e câte unul așteaptă ore să iasă după stradă. Vai de noi. S-a răit lumea. Că vă las că e nenea polițist și nu ne lasă cu telefonul. Încem să facem un pic de... Ma! Am ieșit! Mergem până la un birou aici ca să văd niște acte. Și să țin telefonul în mână, că mi s-a rupt chestia aia care ține telefonul în mașină. Tot
tot zic să-i adorm mama, poate reușește să o aranjeze. Și ca să pun așa și să vorbesc cu voi mai liniștită. Cam o lună de zile nu să am niciun fel de servici. Pregătesc de examenul final și nu pot să mă duc la muncă și hai să vă arăt așa pe unde stăm noi. Became infatuated with your whole appearance. So much of when I talk to you, you never hear it. So much of likes on your Instagram make you happy. But I love you in person, made that the clearest. I know I'm busy, but not too busy for you. If I set the table, I always set it for two. And if I light a candle, I'm trying. Cam doare un picior. În bar asta a fost greu cu el. Că Mateo a făcut 6 operații. 6, 1, 2, 3, 4, 6 operații. 6 operații la piciorușe. Și prima operație care a făcut-o era foarte mic și a fost o operație care la ancă, la anca stângă. Și trebuia după operație să țină un tutor care îi lărgea piciorușe, adică avea un băț între picioare și le lărgea așa. Și fiindcă el a avut anca amândouă luxate, el stătea cu piciorușele unite așa și la momentul în care i-a băgat chestia aia între picioare, plângea non-stop. Și eu i-am scos-o. Îi băgăm așa cât un prosop între picioare, făcut îl înfășuram și băgam așa între picioare. Nu puteam să-l văd să chinuie în halul ăla. Și ce avea, vreo 5 ani ușori, cred că 5 ani avea. Și de atunci bine, am greșit chestia asta, pentru că acum piciorul la stâng s-a dat iar iese anca în afară pentru că nu s-a fixat bine acolo după operație. Și acum că are 13 ani îl cam doare. Cred că o să trebuiască să facă altă operație. Ce se întâmplă? Eu zic mereu că nu avem carte cu instrucțiuni cum să facem părinții și noi ne gândim să facem cel mai bine pentru ei și putem să greșim, așa cum am greșit și eu cu el, că trebuia să, doctorul mi-a spus, trebuia să-l las să plângă și acum era mai bine. Dacă am ajuns aici, deja văd o coadă infinită acolo. Am bine. Și trebuie să încep să facem gimnastică mai intensă. Poate reușim să reglăm, să dăm la loc anca asta, chiar dacă eu nu cred că o să fie posibil. Și s-ar putea să facă altă operație, să vedem. O să mă decid peste vreo lună, două. O să-l duc la doctorul care l-a operat. Și să vedem cum e treaba acolo. Și mă duc să stau la coadă, mama mea. Hai mă, că am terminat. Voi trebuie să știți că în Italia nu se rezolvă nimic într-o dimineață. Ce am cu aici prin corp, ești anten. Nu se rezolvă niciodată totul în acea zi. Eu astăzi am reușit să mă duc în 4 locuri. Am fost la biroul acolo, pe urmă la alt birou, pe urmă am fost să dau ordine, să fac pentru o bluză, că
Vineri mă duc cu Mateo la Roma, că este o carte, o youtuberiță italiancă foarte cunoscută și vrem să începem să o cumpărăm și noi, că e comic, așa. Și vrem să-i ducem un cadouaș cu buziță. Și vorba a fost și la primărie. Ce ador că rezolv toate lucrurile așa, mai ales că să mă mândresc cu mine că sunt femeie și femeile reușesc întotdeauna să rezolve tot. Așa este. Mă doare rău mâna. Trebuie neapărat să cumpăr... Ia să mă duc până la facultate. Ia să... Asta este un spital și în centru spitalului e și facultatea la Sapienza. De fapt, nu este un spital de lume internat, e un spital numai de... are mai grop aici. E un spital de vizite, de... mai diagnostic. Și... uitați, sunt clădirea acolo. Am făcut eu facultatea, am clădirea asta aici. Mă duc, trebuie să iau o carte pentru teză. Să vedem dacă mi-am dă ăștia. Parcare ne-am, dar mă bag și eu pe aici, așa, în țară. Poate mă bate vreun. Cu apă, pentru că eu beau cam în jur de 2 litri jumate, 3 litri de apă pe zi. Ajută foarte mult numai la piele, dar am observat că slăbesc mai repede. Ce se întâmplă? Eu am un metabolism foarte puturos. Ce mi-e plăcut să-mi aduc aminte niște cuvinte de astea românești care nu le folosesc. E puturos și mi-e mai greu să slăbesc, adică eu dacă țin regim, slăbesc cam un kil două pe săptămână, dar nici atât, cam un kil jumate. Și am observat că cu apa mă ajută mai bine, adică e mult mai bine. Cu cât pe mai multă apă, bine, bineînțeles, nu trebuie să exagerez, pentru că celulele nu au nevoie să fie necate total de apă. Nu trebuie să suferi, să treci peste, mi se pare, 4 sau 5 litri de apă pe zi. Deci, ca să nu dai rinichi peste cap. Bine, dar măcar 2 litri, ce? Normal, ar trebui să bei 2 litri. Într-o zi m-am apucat și am băut mai mult și pe cățara a doua zi, bam, aveam deja un kil mai puțin. Și chestia asta m-a întărit așa și zic, hai bă, că trebuie să bem apă aici și pun, îmi iau stică de aia mare de 1 litru jumate lângă mine și beau. La început nu-ți vine sete, nu ți-e sete așa mereu. Adică tu nu, de obicei nu ai simțul ăla de a bea mereu, mai ales iarna când nu e prea cald, chiar dacă la noi aici e caldă mori acum. Și după ce ai băut cam o jumătate de sticlă, așa, din ce în ce ai mereu mai multă sete. Și e mișto, că poți să te faci pielea mai frumoșică. Hai mă să vă arăt pe farm. În stânga acolo e marea. Sunt fără centură, vai de mine, nesferita de Janina. Ah, uitați, când ajungem mai încolo un pic să vedem mare. Și eu stau în dreapta, așa, pe partea asta, dar acum mă duc să-l iau pe Mateo la școală. Uitați-vă marea acolo. Uitați cum s-a văzut așa. Bineînțeles, dacă vreți să veniți în Italia, veniți la noi aici, la mare, că e super, super mișto. Și mă duc să-mi iau băiețelul la școală. Astăzi îl dura un pic burtica.
foarte obosit și ce e cu el. Și mai deocamdată face timpul, face ore, două ore mai puțin ca de obicei, pentru că până la începutul școlilor aici așa este, o săptămână, două, până la 1 octombrie se face școala numai până la 12:20, că de obicei este la 2:20. Putem să lăsăm pe nenea asta să treacă. Și vedeți aia școala acolo în stânga, școala lui Marti. Și să vedem ce acum mă dă bucărică. Eu cu foame, dar suntem la dietă și la mâncare sănătoasă, deci cu porcării să mâncăm ceva sănătos. Eu pot să intru înăuntru, în incinta școlii, în parcarea lor, pentru că l-am pe Mateu cu căruciorul. Dar aici nu are voie să intre alți părinți. Înainte lăsau porțile astea deschise și intra toată lumea și se făcea un dezastru. Mă duc să sunt. Mi-a aprit cancelul. E aprit cancello grande, sono la mamma di Matteo. Patrini? Ciao, dammi un bacio. Stamattina ci siamo visti. Fatti 5. Come stai? Un pancino? No, non male. Vediamo domani. Tre giorni. Sì, due minuti che mi carico la carrozzina. Ciao Matteo. Vabbè, Matteo, che io carico la cosa. Ok, ecco qua, ma ne ho già sta arrivando, ecco, non me ne vado. Ciao. Ciao, ciao, ciao Matteo. Ma come devo fare per farmi? Ma siamo già alla macchina, che ti devi tirare? Au! In macchina non... Stai să dau chiuză în el, ușor. Doare piciorul? Sì. Questo. Certo. Matteo a terminat școala pe ziua de astăzi, sărăcuțul e obosit. Ai făcut teza, Matteo, testul de ingreso? Nu. Nu? Da. A, l-ai făcut? Da. Și cum a mers treaba acolo? Bine, bine. Bine, bine, bravo, bravo ție. Îți place la școală? Da. A? Da. A, da sau nu? Da. Da, da, da. A, știi ce facem? Ne oprim și la pâine, Mateu. O salutăm pe Antonia. Antonia e româncă, știi? Fata asta care lucrează la pâine aici e româncă. Hai că mă opresc, uite așa un pic, îți las geamurile deschise și mă duc să iau o pâinică. Că sigur nona n-a luat. Sau stai puțin să o sunăm pe nona. Devi piegare, non ti devi piegare schiacci.
passaggio da qui per giù, così con la contatti con un ragno che vai giù, blindati e messi su un altro trasportatore che ricambierà d'abito, seguito da delle acrobazie trapezoidali che indicano il circo di Mario Artei e di un scivolo che li catapulta direttamente sulla povera macchina. Non c'è specie, c'è. Bello ed inquietante, per carità, un passaggio da si lancia. Hai, mă, că închid video-ul aici, o să mă organizeze mai bine, să fac vlogurile mai aranjate mai bine. Să-mi lăsați un like dacă v-a plăcut vlogul meu, dacă vreți să mai vedeți altele. Și vă pupăcesc! Ne vedem mâine!